Vindecarea unui preot. Un preot din Sibiu mi-a povestit că s-a rănit cu o sapă la piept, rana atingând și mamelonul. Doctorii i-au spus că nu este nicio problemă, dar apoi rana s-a cronicizat, iar o jumătate de an mai târziu a fost diagnosticat cu cancer. Uluit și înfricoșat, preotul nu a acceptat diagnosticul, ci a mers la Târgu Mureș și la București, peste tot primind aceeași sentință, ba mai mult, spunându-i se că boala s-a întins, având metastase în organism. Se apropia de moarte. Înnebunit de durere, având doi copii mici, preotul nu a disperat. Auzise de la o credincioasă, de icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, de la Hadâmbul, care plânge cu mir și vindecă toată durerea și întristarea. A plecat cu mașina la Hadâmbu, a mers toată noaptea, unde a căzut la picioarele Maicii Domnului, rugând-o să-i dea viață pentru a-și crește copiii. După o jumătate de ceas, de plâns și de rugăciune, a simțit o adiere de vânt răcoritor pe fața lui, ca o mireasmă de mir ceresc, și a înțeles că Maica Domnului îl ascultase. S-a ridicat în picioare, a mulțumit Fecioarei îndurărilor și a plecat acasă. Aici a postit cu post negru, numai cu apă, timp de 7 zile, rugându-se mereu Maicii lui Hristos. După cele 7 zile, a mers cu inima strânsă la spital pentru o nouă expertiză. Doctorul, care îl cunoștea, i-a zis: „Hai, domn părinte, te văd om serios, ce te mai controlezi atâta? Ți-am spus, ai cancer și metastase, pregătește-te de moarte, ce mai? Ești om în toată firea.” După radiografie, doctorul plictisit s-a uitat așa într-o doară la filme. A încremenit, gura i s-a încleștat, arăta speriat filmul, iar preotul nu pricepea nimic. Într-un târziu a exclamat: „Minunea lui Dumnezeu, în loc de formațiunile canceroase, nu mai sunt decât niște cicatrici. Așa ceva n-am văzut în 30 de ani de meserie”, exclamă doctorul. Preotul a izbucnit în plâns, era atât de zdrobit de durere și de cutremur, încât a căzut jos acolo în spital și a rămas multă vreme așa. Apoi a simțit din nou adierea de lumină pe care o simțise la Hadâmbu. Așa i s-a confirmat lucrarea minunată a Maicii Domnului. S-a ridicat și a plecat acasă. O putere nevăzută, o bucurie îi susura în suflet, un izvor de îndurări se deschise în el. Simțea nevoia să strige pe străzi minunea întâmplată cu el, să salte de bucurie, să spună tuturor cum s-a născut din nou. Simțea nevoia să ajute și el pe alții, să dăruiască lumină și bucurie, ajutor celor în suferință. Dar știind că este neputincios, a jurat în fața icoanei Maicii Domnului că va purta cu el toată viața filmele făcute care arătau clar că era năpădit de cancer și diagnosticul multiplu declarat incurabil la Sibiu, la Târgu Mureș și la București. Și filmele de după minune, cu cicatricile de pe trupul lui, ca niște urme de răni ale păcatului, tămăduite, miruite de mâinile Maicii lui Dumnezeu. Și oriunde se va afla, a jurat că va povesti ca un misionar minunea cea mare pe care Maica Domnului a săvârșit-o cu el. Așa mi-a istorisit și mie. Îmi spuneam: e atât de simplu să ceri cu toată inima, e atât de simplu să te vindeci, e atât de ușor să ceri de la mama ta lapte,
cel sfânt al vindecării. Oamenii paralizați, bolnavi de cancer, sfârșiați de greutățile vieții sau care și-au pierdut sensul pe acest pământ, oameni cu păcate grele, cu neputință de purtat pe pământ, au căutat o ultimă alinare la icoanele făcătoare de minuni. Ajutați de cei dragi, au venit de la sute de kilometri să se roage la icoana Maicii Domnului de la Hadâmbu. Dumnezeu pentru credincioși este mai viu ca niciodată, iar minunile se petrec într-o taină greu de înțeles pentru o minte care nu cunoaște tainele dumnezeirii.